Chelemen Hunor, atac dur la adresa elitei. Politica românească este cunoscut pentru lupta acerb împotriva celuilalt. Presubliniere dintre UDMR, Chelemen Hunor, a spus, în mesajul transmis, joi, cu ocazia zilei maghiarilor de pretutindeni, că România nu are o viziune, nu are un proiect viabil, ultimul scop comun fiind aderarea la Uniunea Europeană. Elita politic românească nu poate să se pun de acord nici măcar asupra unei linii de autostrad, a spus Chelemen Hunor, adugând ce politica românească este cunoscut pentru lupta acerb împotriva celuilalt. Dar oare cara în care trăim, România, subliniere tie spre ce direcție să se îndrepte? Deoarece această car nu are o viziune, nu are un proiect viabil. Aderarea la UE a fost ultimul scop comun. Asta a fost acum 10 ani. Spre ce ne îndreptăm? Ce vrem? Care sunt obiectivele noastre? Elita politic românească nu poate să se pun de acord nici măcar asupra unei linii de autostrad, dar nici asupra direcției în care ar trebui îndreptate educația, sublinierea, sănătatea. Politica românească este cunoscut, astăzi, pentru lupta acerb împotriva celuilalt. De subliniere ar trebui să se concentreze pe construcție, subliniere și dezvoltare, a spus Chelemen Hunor în mesajul transmis la Satu Mare, cu ocazia zilei maghiarilor de pretutindeni, conform news.ro. Acesta a afirmat că în acest an societatea românească, sublinierea, societatea maghiară din Transilvania ar trebui să aibă un dialog despre un acord în privința viitorului. Astăzi, adevăratul act revoluționar din această care ar fi dacă am putea reda speranța, credința într-un viitor viabil. Chiar dacă nu vom putea împrete sublinierea niciodată trecutul, ar trebui să planificăm împreună viitorul nostru comun. Și cu asta am ajuns sublinierea la cea de-a doua condiție, să definim un proiect mare, comun, un obiectiv major comun pentru care putem mobiliza toate forțele, a mai spus Chelemen Hunor.